Constanțel, care în urmă cu două zile a avut ziua de naștere. Deci în 2 aprilie a fost ziua lui de naștere. Și elevii de la clasa 0 de la școala gimnazială numărul 4 Lugos au făcut niște desene din basmele lui Andersen. Ia să-mi spuneți voi ce desen, ce, din ce basme ați făcut desene? Zi Popescu. Cea urâtă. Gasă. Prințesa și Bobul. Prințesa și Bobul de Fasole. Mai e, de mazăre de fasole. La Bobul de Fasole e la Jack. Sănătire de plumă. Debora. Lebedele. Tu? Degețita. Tu? Mica? Mica Tiren. Tu? Degețica. Degețica. Tu? Degețica. Tot degețica. Voi? Tot din degețica. Cele mai multe desene sunt din degețica, pentru că noi avem un proiect care se numește Prietenii Degețica. Bun. Elevii de clasa 7 de la noi de la școală vor lectura finalul basmului degețica, un basm care în cărțile de colorat de obicei nu apare, un pasaj care se termină fericit, prin întâlnirea degețicăi cu cel sortit. Poftiți pe tine. Ascultați pe tine. Auzi, iar odată se asupra capului și când a uitat ce să vadă, tocmai în jurica, muza mai bucurat pasărea din adultă pe fetiță. Jurica a povestit tot ce s-a întâmplat, că trebuia să se măzite cu sovoul cel curăcios, că de acum înainte are să stea într-o tubă în pământ și n-are să mai vadă și la soarele. Și spunând toate acestea, a început să plângă. Uite ce a spus Lunica. Acum vine iarna și eu mă duc în trei recalde. Nu vei să cu mine? Te iau în spate. Nu mă să celești pe mine cu și vingătoarea și așa scăpăm și de tăvorul cel urăcios și de trupa lui și plecăm departe. Peste mult, în trei recalde, unde soarele se ducește mai tare decât aici, cu toate, toată vremea e numai vară și sunt o mulțime de fum frumoase. Hai cu mine, degețica scumpă, tu care m-ai scăpat la moarte când răceam în trubă. Da, vin cu tine, a spus degețica și atunci și întâlnica a luat-o în spate. Fetița și-a întins picioarele pe aripile păsării, s-a legat frâns cu cingătoarea de o pană mai tare și rândunica s-a ridicat în înaltul cerului, peste văduri și peste ape, sus, deasupra munților celor mari pe care îi veșnic de față. Degețica era frig, dar s-a apăgat pe sub perele calde ale păsării și a rămas numai să facă la soare, s-a scoate toate dimensiunile pe care zburau. Și au mers tot așa până au ajuns în perele calde. Acolo, soarele producea mult mai tare și era o mulțime de păduri cu struguri galben și negri. Erau păduri de la mâini și potocali, rochea, cimbrișor și anumite creață și copiii se ducau și alergau după păduri niște păduri mari cu oarici pestițe. Și mâinica acum s-a oprit și a mers în zona mai departe și locurile erau tot mai frumoase. Și au mers, ele tot așa, până au ajuns la marginea mării albastre. Pe țărm, printre copacii verzi și frumoși, se zica un palat de marmură albă, din vremuri scoteți. Mică de vie, emoționat despre stâlpii înalți și albi, pe creșturi stâlpilor era o mulțime de cuiburi de rădunică și un cuib era cealaltă nimici care o ducea în spate pe degețica. Aici stau, a spus Lunica. Uite, jos sunt o mulțime de flori. Am să te așez la miere și aș să stai acolo. Vrei? Da, minunat, a spus Lunica și a văzut din palme de bucurie. Jos era un stâlp alb de mandră care se răsturnase și se spărțese în trei bucăți. Printre bucățile de marmură creșteau niște flori mari și albe. Mâinica s-a arătat în jos și a arătat în jos și au realizat desene din basmele lui Andersen, pentru că de această săptămână am aniversat
L-am aniversat la Hans Christian Danes, cunoscutul scriitor Danes. Și am avut șansa să avem și vizitatori, copii de la o grădină frumoasă și cred că și pentru copii care sunt un picuț mai mari a fost spectaculos că va fi cunoscută activitatea realizată de ei. De asemenea, ne-au ajutat în activitatea aceasta două eleve de clasa 7 de la mine din școală, care chiar au realizat o lectură din Bastul de Jessica, partea care o consider eu cea mai frumoasă parte a Bastului și Danul Fericit. De Jessica. Tot s-a bucurat grozav frânzica și de-a sus în cuib și le cânta că putea mea mai bine. Dar în inima ei era cam mulțumită pentru că Jessica era dragă și n-ar fi vrut să se despartă de ea niciodată. Nu trebuie să te mai chem de Jessica, mi-a spus Petrica, caiul florilor. E un nume urât, tu ești frumoasă. Aveam să-ți spun Maia. Rămâi cu bine, a spus în bunica și a plecat în voi iarăși înapoi în Salimata. Acolo își avea ea în voi, chiar fereastra omul care știa să spune povești frumoase. Și de la el am aflat toată povestea.